Pentru gemeni, să vedem săptămâna 13-19 ce aduce. Gemeni, pentru toți cei cu soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală, în zodia gemeni, ce aduce această săptămână pentru voi? Haideți să vedem, dragilor. Ostilitatea va înceta în această săptămână. Veți avea victorie asupra dușmanilor, asupra persoanelor care v-au trădat sau care v-au mințit sau care v-au adus suferință. Aveți aici, foarte frumos, elevare în această săptămână. Dacă nu ai înțeles de ce ți se întâmplă anumite lucruri, în această săptămână vei avea o revelație. Aici ai avut persoane ostile, rele, care te-au trădat, care te-au mințit, care ți-au adus suferință, ți-a plâns inima, ți-a rupt inima în bucăți o persoană aici sau o situație care a fost grea. Această situație te-a adus în momentul în care ești acum și din care ai învățat că trebuie să te rupi de tot ce nu ți-aduce beneficii. Trebuie să te gândești la ce cale te duce mai aproape de scopul tău final. Aici găsești o abundență binecuvântată în această săptămână. Poate fi sub forma unui bonus, poate fi deschiderea către o lume nouă. Începi să vezi lumina în viața ta. Aveți îngerul echilibrului, aveți abundență binecuvântată, aveți ușa către spirit și aveți calea templului, dragilor. Iar aici aveți victorie. Orice ați fi trăit în trecut trist, aici a fost durere multă. Persoane răutăcioase care încă le aveți în preajmă, la care nu știți cum să renunțați sau care încă vin către voi și nu știți cum să le îndepărtați, veți ști în această săptămână, pentru că aici aveți calea templului, o elevare, o deschidere către spiritualitate și succes pe toate planurile. Aici aveți cartea succesului și echilibrul, îngerul balanței, ușa către spirit. După se vede cornul copia, dragilor, aveți un suflet pereche care vine în viața voastră, o persoană care vă arată calea corectă a voastră, vă ajută, merge de mână cu voi către această elevare, către această cale a templului. Voi v-ați găsit persoana. Dacă vă gândiți la plan sentimental, știți cine este această persoană. Alături de această persoană veți înflori. Aici se deschide o nouă ieră în fața gemenilor. O nouă perioadă de liniște, de pace, de bucurie, de abundență. Și un suflet pereche care vine să echilibreze tot ceea ce ați trăit voi până acum. Aici multă suferință ați avut în trecut. Persoane care încă țin săbiile în sus, care încă sunt în defensivă, care încă vă atacă și care încă vă creează suferință. În această săptămână întoarceți spatele acestor persoane și decideți că a fost de ajuns și decideți că ce este suficient este suficient. Vă întoarceți cu fața către voi și mergeți, dragilor, către această abundență binecuvântată într-o elevare totală, aici într-o liniște. Dacă aveți o persoană toxică în viața voastră, veți pleca în liniște și o veți lăsa cu răutățile ei cu tot, pentru că voi aici aveți nevoie de odihnă, iar această retragere vă va aduce echilibru, vă va aduce victoria. Orice vreți să întreprindeți în această săptămână, reușiți. 13-19 este de bun augur pentru voi. Va aduce aici recunoaștere. Ați ieșit înfrânți din această bătălie cu persoana pe care ați avut-o în trecut, poate fi la job, poate fi în viața voastră sentimentală, dar ați rămas în picioare, dragilor. Sunteți foarte atenți în jurul vostru la tot ce este. O săptămână a adevărului, în care vei vedea adevărul din ochii celuilalt, indiferent cine este această persoană. Aici văd singurătate în doi, dor, durere, împărăteasa și 10 de monede. La capătul setului de cărți
aveți regina de cupe, iar aici aveți un doi de cupe. Acest dor, această stare de abandon va fi înlocuită, dragilor, de iubire multă. O relație romantică vine în acest moment în viața ta și este încununarea succesului tău. Aveți succes pe acest plan sentimental. Aveți 2 de cupe, 10 de monede și împărăteasa. Poate fi o persoană în zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn sau o persoană în zodie de apă, rac, scorpion, pești, care vine către voi. Dragilor, este o persoană care vine cu adevăr în viața voastră, cu multă iubire, este sinceră, este pasională, este directă această persoană. Dacă vă doriți această persoană și o cunoașteți, faceți pași spre această persoană, pentru că este ce aveți voi nevoie. 10 de monede, 10 de cupe. V-ați găsit persoana ideală, dragilor. V-ați găsit sufletul pereche, v-ați găsit acel om la care visați de mult. Aici aveți 2 de cupe. 2 de cupe este un contract benefic între două suflete pereche care se iubesc, care se atrag, se caută și se găsesc. Aici aveți familia fericită. Vedeți aici, acești doi tineri cer binecuvântarea părintelui, a părinților. Toată lumea va binecuvânta această relație a voastră. Poate fi pe planul carierei, poate fi pe plan material, poate fi relația voastră de iubire. Aici aveți împărăteasa peste această inimă frântă. Ați învățat din suferința pe care ați trăit-o și ați învățat bine, v-ați învățat toate lecțiile. Plecați la drum cu adevăr, cu sufletul deschis și vreți victorie și o veți avea, dragilor. Toată viața vi se echilibrează în această săptămână, 10 de cupe și 10 de monede. Frumos, trebuie să faceți pași în acest sens. Intuiție superioară. Știți cine este persoana care se îndreaptă către voi și simțiți acest moment care vine către voi, că este momentul vostru culminant. Aici aveți abundență dumnezeiască, aveți foarte multe cărți de abundență, puteți primi o mărire de salariu, un bonus, orice aici e frumos pentru voi, purificare. Lăsați în urmă tristețea și lucrurile triste pe care le-ați trăit în ultimul timp, în ultimii ani și vă detașați, mergeți către iubire adevărată, către elevare. Foarte frumoasă săptămâna pentru gemeni, persoane empatice, grijulii bune ajung în viața voastră. Înțeleptul acceptă ceea ce este, conștiința are grijă de toate. Veți fi înțelepți în această săptămână și veți alege corect pentru voi. Veți alege să fiți proprii voștri co-creatori, proprii voștri stăpâni. Aici toate soluțiile și resursele pentru a reuși sunt în tine. Îți iei puterea înapoi și mergi către această mare iubire. O săptămână superbă pentru voi. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână minunată. Pa, pa!